Pentru prima dată în calitate de monarh, noul regal Angliei, Charles al III-lea, a vizitat Parlamentul Britanic, el a fost însoțit de regina consoartă și a susținut un discurs în fața ambelor camere ale Legislativului. Imediat după asta, el a zburat în Scoția, unde urma să se adreseze și parlamentarilor de acolo. Charles va participa și la o slujbă de pomenire într-o catedrală din Scoția, unde a fost expus criul cu trupul nensuflețit al reginei Elisabeta II a Marii Britanii. Parlamentul este instrumentul leviu al democrației, tradițiile sunt antice și vedem acest lucru chiar din construcția acestei marse. Ne amintește de predecesorii noștri medievale în rolul cărora am fost chemat. În discursul său, regele Charles al III-lea s-a angajat să domnească în mod dezinteresat, așa cum a făcut-o mama sa, Elizabeta II, care i-a adus un omagiu și a promis să respecte principiile constituționale ale țării. Discursul său a fost presărat cu citate din Shakespeare, prin care noul rege a transmis că și regina Elizabeta II a fost un model pentru toți prinții. El a primit condolianță din partea parlamentarilor din ambele camere, iar la final au cântat cu toții imnul God Save the King. Imediat după această noul monarh, însoțit de regina consoartă, Camila au părăsit Londra și s a îndreptat spre Scoția, unde a susținut un discurs și în legislativul de aici. Până atunci, însă, conform protocolului cuplul regal, participă la o slujbă de pomenire în principala catedrală, unde a fost expus sicriul reginei a II. Cortegiul funerar urmează să ajungă la Londra, iar sicriul va fi expus până luni la Palatul Regal Westminster. Între timp, milioane de britanici continuă să aducă o pentru cea care le-a fost regină timp de mai bine de 70 de ani. Zeci de șefi de state și guverne, printre care și președintele american Joe Biden, sunt așteptați la ceremonia funerară care va avea loc luni la Londra. Autoritățile din Marea Britanie au decretat zi libere iar oficialii care au confirmat că vor participa la funeralii sunt îndemnați să evite călătoriile cu avioanele și elicopterele private. Cel puțin asta scrie publicația Politico, care face trimitere la un document intrat în posesia jurnaliștilor. Demnitarii de rang înalt sunt rugați să călătorească cu avioane de cur, Urse iar de la aeroport, ei vor fi transportați cu autobuzele.